Suntem din 1990, prima întreprindere de producție din România după Revoluție. Denumirea Hofigalului înseamnă homeopatie, fitoterapie, galenice. Mă numesc Carmen Popescu, sunt director de calitate și management integrat în Hofigal. De profesie sunt farmacist. Această companie a pornit cu 4 persoane și 3 produse. După 18 ani, Hofigal reprezintă un portofoliu de aproximativ 475 de produse și un număr de angajați de aproximativ 500 de persoane. Nimic nu poate să meargă perfect de la început, dar în Hofigal este un mare merit. A fost și este o deschidere teribilă către comunicare, colaborare, formarea unui mediu agreabil în care tu ca om te poți dedica profesiei. Nu există formă de organizare în această companie în care să nu fie un cocktail de sexe, de specialități, de vârste. N-am considerat niciodată că munca asta este de bărbați și munca asta este de femei. După părerea mea, este o mare greșeală. Acolo nu există diferență. Din anul 2002, timp de jumătate de an, am coordonat și departamentul de vânzări, iar din anul 2007 sunt director de marketing al acestei companii. Aceasta este o companie care este condusă 3/4 de femei. Este un lucru extrem de important ca un bărbat să promoveze femeile. Din 5 directori care suntem aici, sunt 2 bărbați și 3 femei. Sunt tot atât de bine pregătite, tot atât de conștiincioase. Ok, deci mai când mi-ai telefonat, deci uite aici ai tot ce trebuie. Bine. Ba mai mult, sunt foarte exacte și eu țin foarte mult la treaba asta. La vârsta pe care o am, de 44 de ani, sunt destul de mulțumită de ce am realizat până acum, însă recunosc că a trebuit să dau și din coate, pentru că în lumea aceasta a bărbaților este cam greu să fii femeie. Însă o femeie care știe ce vrea, o femeie care are dorință de a face ceva în profesie și pe alte planuri, este femeia viitorului, aș spune eu. Am subvenționat și întreprinderea plătește pe oricine dorește să învețe să-și ridice studiile. Acum, de exemplu, există niște taxe foarte mari și unii dintre ei n-ar putea să le susțină pentru doctorate. Am în momentul de față 9 persoane care sunt la doctorat, dintre care sunt 8 femei și un bărbat. Eu am aproape 50 de ani și totuși sunt studentă din nou anul întâi la Facultatea de Prelucrare a Alimentelor și sunt masterant anul 2 la Controlul și Expertiza Alimentului. Fără a avea un salariu diminuat, mai mult, pentru acele persoane actuale sau viitoare mămici, s-a găsit înțelegerea să se poată împleti activitatea și randamentul lor din companie cu satisfacerea obligațiilor, nevoilor și bucuriilor din familie. Mă numesc Daniela Ionescu, sunt manager soluții uz intern-extern, substanțe farmaceutice active și ceaiuri. Sunt de profesie inginer chimist și momentan sunt și doctorant în anul 2 la Facultatea de Farmacie Carol Davila din București. Deși sunt însărcinată în luna noua, peste 3-4 zile ar trebui să nasc. Astăzi este ultima zi când am venit la serviciu. Chiar dacă la prima vedere ar părea dificil ca să urmezi și o carieră și să îți întemeiești o familie și mai ales să ai încă un copil, eu fiind la al doilea copil, niciodată nu m-am gândit că îmi va fi foarte greu. Toți salariații noștri care au copii și au probleme cu copiii, îi ajutăm, fie că femeile, de exemplu, are nevoie de o zi sau două lipsă pentru copil. Anunță că, uite, am problemă, eu nu vreau certificat medical, prefer ca acele două zile să și le recupereze atunci când avem nevoie de ea. După ce voi naște, am promis colegilor mei că se vor bucura de tot sprijinul meu pe toată perioada în care eu voi fi în concediu postnatal. Îi voi ajuta cum voi putea, pe internet, documente și tot ce se poate, ca totul să meargă bine în acest compartiment.
Bofigal vrea să devină un etalon pentru toate celelalte companii din România și nu numai, referitor la distrugerea barierelor de sex